Fenomen spectaculos la Târgu Jiu. Localnicii au surprins imagini cu norii de deasupra orașului. Haideți să vedem imaginile. Specialiștii spun că sunt formațiuni noroase, formate în principal din cauza vântului. Vorbim despre așa numiții nor raft. De partea cealaltă, oamenii declară îngroziți că n-au mai văzut așa ceva. În zonă este de altfel în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Haideți să vedem. Da, cu grindină. La Arad a plouat torențial, iar bucăți mari de gheață au acoperit străzile. Și în județul Mehedinți, aceeași situație. Localnicii au fost șocați când au văzut grindina de mărimea bobului de mazăre. La Reșița a fost cod portocaliu de furtună și ploaie, asta după ce oamenii au avut parte în prima zi de Paște de vreme însorită și 26 de grade în termometre. Mamă, ce vânt s-a pus! Spre seară, în unele zone ale orașului, grindina a făcut prăpăd. Ploaia cu grindină a fost și în localitatea Panciu din Vrancea. Podgoriile din zona au fost practic acoperite cu un strat gros de gheață. Nici măcar cele 26 de rachete antigrindină nu au reușit să oprească fenomenul. Se mai întâmplă și pe final mai cade grindină câteodată din nivelul unui bob de pipier ca o mazăriche. Aia, practic, dacă e așa, dacă e dimensiunea așa, pierdele sunt minime. A plouat cu grindină și în mai multe localități din județul Gorj. 30 de minute atât a durat ploaia cu grindină. A fost însă suficient cât să distrugă pomii și culturile agricole. Vreme capricioasă a fost și în satul mare. În mai multe localități din județ au fost ploi torențiale și căderi de grindină. Cam asta s-a întâmplat în ultimele ore în mai multe zone din țară și o să vedem chiar acum acele imagini absolut spectaculoase. Oamenii spun că nu au mai văzut așa ceva. Sunt imagini surprinse la Târgu Jiu și vă spuneam, explică specialiștii că sunt formațiuni noroase care se formează în felul acesta din cauza vântului în principal. Mergem la ANM, la meteorologul de serviciu, Alina Șerban. O să ne explice exact despre ce este vorba. Alina, vin la tine. Am vrea să ne ajut să înțelegem puțin aceste imagini și din ce cauză apar acești nori atât de denși, atât de negri și spuneau localnicii că se formează foarte rapid. Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor! Sunt norii specifici dezvoltărilor convective. Aceste manifestări de instabilitate atmosferică determină formarea unor nori de tip cumulonimbus și derivația acestora, dezvoltare foarte mare pe verticală, în care apar curenți ascendenți, descendenți în mod deosebit foarte puternici și determină atât aversiunea torențiale, cât și grindină, cât și intensificări ale vântului, depinde de ingredientele pe care aceștia le întâlnesc în cale. Ei bine, astfel de evenimente am avut pe parcursul zilei de astăzi. Se poate observa în plasma din spatele meu, avem mai multe animații ce reprezintă, pe de o parte, imagini satelitare în care se pot observa sistemele noroase active pe parcursul zilei de astăzi. Se vede bine în partea de nord, de centru, de est a teritoriului în momentul acesta. În imaginile de radar se pot observa sistemele precipitabile.
ploile mai exact, aceste averse care au apărut astăzi, atenționate de altfel printr-un mesaj de cod galben pentru Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele montane toate, acolo unde am avut ingredientele necesare pentru dezvoltarea acestor tip de nori și apariția fenomenelor pe care le-ați enumerat mai sus și le-ați redat și prin imagini, grindină în foarte multe localități, în mod deosebit din centrul teritoriului, tot acolo de altfel și vântul a prezentat intensificări puternice, rafale de peste 80 de km pe oră, ce au luat chiar aspect de vijelie. Toate acestea în condițiile în care în partea de sud, în jumătatea sudică a teritoriului, vremea a fost în general frumoasă, astfel de fenomene s-au semnalat cu totul izolat, deosebit de cald, temperaturi maxime de 25, 26, 27 de grade. Acest regim termic se va menține și în zilele următoare, mâine și poimâine, doar în partea de sud a teritoriului, în celelalte regiuni. Vorbim de temperaturi apropiate de cele caracteristice acestei date, respectiv maximă de la 15-16 până la cel mult 20-21 de grade, pentru că de la mijlocul săptămânii acesteia se va răci în toată țara. Temperaturile vor caracteriza chiar o vreme mai rece decât în mod normal pentru această perioadă și vorbim de maxime ce se vor situa în marea lor majoritate, atât joi cât și vineri, între 10-11 până la cel mult 19-20 de grade, cele mai scăzute valori în regiunile nordice și în depresiuni, cele mai ridicate în extremitatea de sud a teritoriului. În aceeași măsură, vorbim din nou de fenomene specifice instabilității atmosferice. De data aceasta, miercuri după amiază, cel mai probabil și cel mai intense, miercuri seară, miercuri noapte, cam în toate regiunile, la început, să zicem, în zonele de deal și de munte, apoi și în celelalte regiuni, averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii, căderi de grindină, dar și cantități importante de apă, cantități ce pot cumula peste 20 și poate chiar 40 de litri pe metrul pătrat. Și joi, în condițiile în care se răcește în toată țara, va și ploa. Vor fi ploi mai puțin de data aceasta specifice instabilității atmosferice, dar care în aceeași măsură pot cumula cantități importante de apă în intervale mai lungi de timp. Sfârșitul de săptămână se pare că vine totuși cu o ameliorare, evident, revenim cu informații până la momentul respectiv, dar temperaturile vor mai crește ușor și precipitațiile, ploile se vor semnala pe arii mai restrânse.